Haos total în partidele din România când vine vorba de referendum. Fiecare membru va vota cum îl taie capul și conștiința. Cel puțin asta reiese din declarațiile parlamentarilor de Cluj. 14 în total. 4 dintre ei sunt hotărâți. Vor merge la referendum și vor vota pentru modificarea Constituției. Eu voi vota pentru și îndemn lumea să participe la referendum. Consider că referendumul este un exercițiu de democrație. Cei doi corifei care se erijează în promotorii ai acestui referendum nu au căderea să discute foarte mult despre familie. Voi vota, mă voi duce la acest referendum și voi vota pentru a modifica Constituția în acest sens. Căsătoria, legalizarea căsătoriei între un bărbat și alt bărbat, între o femeie și altă femeie, consider că nu este o decizie bună. Eu voi vota da și consider că acest referendum nu este îndreptat împotriva nimănui, nu afectează libertățile nimănui, ci se referă la conceptul de familie. Nu este vorba de îngrădirea unor drepturi, ci este vorba de afirmarea unora. Asta e tot. E simplu. În legea firii n-aș putea să votez altceva. Votez pentru familia tradițională. De cealaltă parte a baricadei avem 3 parlamentari care votează nu la referendum sau mai mult îndeamnă la boicot. Voi merge la referendum, dar ca observator să văd ce se întâmplă, să mă asigur că sunt corecte aceste voturi. Această temă nu este relevantă și este împinsă artificial, tocmai pentru a nu rezolva probleme mult mai serioase cu care se confruntă România. Sfatul meu este de a boicota acest referendum. Îndemnul meu pentru clujeni și pentru români în general este să nu meargă la referendum, deci nu voi merge la acest referendum. Pentru că este un referendum promovat de ipocriți, de indivizi care nu au nicio preocupare pentru valori, cum ar fi corectitudinea, cinstea. Sunt o grămadă de creștini care îndeamnă să mergem la acest referendum al dezbinării în condițiile în care România este pe primul loc în Europa la copii abandonați. Să voi vota cu nou. Din moment ce când am votat, când s-a luat în discuție în Camera Deputaților această inițiativă de modificare, eu am fost printre acei deputați care am votat împotrivă. Atunci vine și categoria parlamentarilor care nu au curajul să spună fie dacă vor vota, fie cum vor vota. Conștiința mea, voi vota. Cred că a fost o decizie înțeleaptă care am luat-o, ca toată lumea să-și exprime punctul de vedere și să participe la acest referendum. E puțin probabil să merg la acest referendum, pentru că așa cum am susținut și în timpul dezbaterilor din Senat, și de anul trecut și din acest an. Consider că un vot la un referendum trebuie să se dea în mod avizat, adică după ce există o dezbatere publică reală. Doar o temă folosită de Dragnea, de Tăricianu și de alții ca să distragă atenția de la problemele adevărate ale României. Alegerea fiecăruia, nu vreau să mă pronunț public pe subiectul ăsta. Fiecare cetățean trebuie să, adică asta e părerea mea, trebuie să aleagă după cum îi dictează conștiința. Deputatul PNL Florin Stamatian a refuzat să abordeze acest subiect cu reporterii NCN. Horea Nasa de la PSD și Steluța Cătăniciu de la ALDE au uitat să ne sune înapoi, iar PSD-ista Cristina Burciu, parlamentarul invizibil al Clujului, este imposibil de contactat de 2 zile. Nu răspunde nici la telefon, nici la mesaje.